Găsesc un pokem pe aici. Mai bea un green să rămâne pe la gură. Te-ai rămas cu bara acolo? Bam, asta e surpriza. Și tocmai de-aia am ales să lucrez cu cei mai buni Prime Supplements. Doom shop, motherfucker. Neața YouTube și bine v-am găsit la un nou episod din Road to Glory, episodul 7, din câte mi-amintesc. V-am promis că filmăm, am filmat ieri un episod din Road to Glory, azi mai filmez unul, două la rând, dar mă țin de promisiune, dacă am zis că filmez. Eu doar ce m-am trezit, de aia am și părul ăsta și fața asta. Am verificat forma, după cum știți, în episodul trecut am dat un fel de refeed. Am vrut să văd cum am reacționat la el, tocmai de aia au trebuit să văd forma. Părerea mea e că arată genial forma, așa că haideți să o vedeți voi. Vă arăt acum în exclusivitate forma mea. Am vrut să văd cum reacționez la carbo, dar și dacă tot carbo-ul ăla se duce în mușchi sau dau un spillover, nu știu, devin apos și se duce în... Nu-i ce trebuie, dacă nu folosesc carbo-ul ăla cum trebuie, dar sper că totul a mers bine. Acum nu urmează decât să-mi beau aminoacizii de dimineață și să-l scot pe Goofy, să-mi scot cățelul la plimbare. Eu nu știu cât de mulți dintre voi știți, dar dacă vă expuneți la soare de dimineață, o să dormiți mai bine, o să se secrete ceva melatonină, chestii, și o să aveți un somn mai plăcut la plimbare cu cățelul, pentru că na, trebuie să facă și el nevoile personale, că e și el pe pregătire. E nimic. Asta e problema la GoPro-ul ăsta. La lumină bună filmează super bine. Dar dacă nu este lumină bună, este jale cu jumare. Am văzut că și la clipul trecut s-au dezactivat comentariile. Am încercat, le-am reactivat. Uneori merge când le reactivez, se reactivează și rămân așa. Alteori mi le oprește YouTube-ul în continuu și nu știu ce să fac. N-am numai eu problema asta. Îmi pare rău, fraților. Chiar și eu aș fi vrut să vă văd în comentarii acolo. Eu nu vă arăt decât muntele ăsta de suplimente. Masa numărul 1, am un orez, un orez am zis. Am cremă de orez cu niște muri, niște nuci, frumos, de-abia aștept să mănânc. Și să știți la mine un lucru, când se bagă fratele vostru la creație în bucătărie, iese prăpăd. Cartofei ăștia, zici că slăiți, rumeniți la cuptor, să aburești și camera. Hop, hop, nu te aburi. Cu codul ăsta arată ceva minunii, deci e ceva demențial și mirosul, flavor, savoarea, toate, să nu mai zic de orezul ăsta. Bine, aici n-ai nevoie de cine știi ce skill să-l faci, avem un orez de la Basmati, piesa de rezistență, fraților, bag frumos aici și fac vita asta. Uitați-vă un pic cum arată. Nu zic eu că știu cel mai bine să o fac. O prăjesc un pic, o mai fierb un pic, mai pun niște apă, mai dau focul mai tare, mai încet, o întorc pe parte pe alta. Nu contează cum fac la final. Final știți cum iese. Mua! Iese mua! Dacă nu merge cu sala, trebuie să mă reorientez pe ceva din domeniul culinar, că cred că o am în sânge, eu vă zic, o simt. Deci cred că ăsta e talentul meu, cred că mi-am descoperit adevăratul talent și nu-i cu sală, e cu mâncare. Nu o zic fraților ca să mă laud, să nu credeți, dar uitați-vă un pic la carnea asta de vită, cât de juicy poate să arate. Cât de juicy! Azi nu vreau să filmez prea mult ce mănânc, v-am arătat în vlogul trecut doar ce am mâncat. Azi vreau să filmăm poate mai mult la antrenament, niște cadre, niște chestii. Și am plecat la sală, mamă, am intrat direct sub copacul ăsta, nu s-a mai văzut nimic. Ăsta nu mi-a dat prioritate cu taxiul, l-ați văzut, da? Ia să am numerele, i-ați dat amendă. Dar nu contează, l-am prins pe hoț. Pe hoțoman. Good morning, sir. How are you? Foarte bine, chiar. Ce, băi, ți-ai rămas cu bara acolo? Deci un
căruță la spotter. La o primă vedere, Sara pare a fi destul de goluță. Ceea ce ar fi bine să rămână așa, îți dăm puș după cum v-am zis. O să mă încălzesc, o să fac o încălzire generală, că e foarte important să te încălzești, mai ales în perioada asta, când ești mega definit, ești super mega expus accidentărilor. Bun, într-un final am prins și aparatul lip la a doua serie de feeder seturi. Ne dăm feeder seturile după care trec am 3 serii de lucru. Asta a doilea set de backup set, după care acum o să am un set în care scot ceva mai mult decât am scos la setul precedent. O să las ceva mai puțin echilibrare, o să fac gen cu 15 și 15, deci 30 de kg. Dar vreau să duc mai multe repetări, storc mușchiul de tot, cu semi-repetări, cu de toate, ca să nu mai rămână nimic. Bun, al doilea exercițiu, m-am mutat la presa asta pe care nu prea o fac de obicei, dar văd că azi se simte extraordinar de bine, așa că vedem un set de lucruri. Bun, după niște fluturări la liber cu ganterile pe care n-am putut să le filmez, am trecut la umeri, deci cam asta au fost cu pieptul, 3 exerciții. Momentan fac ridicări laterale pentru deltoidul median aici și la aparat, 3 serii cu backup set până la epuizare. Zeci zile ne-au mai rămas. Cam asta a fost și antrenamentul de astăzi. Acum o să mă duc acasă, ca de obicei, mănânc, îmi văd de treaba mea. Mai filmăm vizitele viitoare, cam cred că asta e pe azi. Mâine o să trebuiască să revin cu cardio și cu tot ce trebuie. Pe astăzi cam asta a fost. Revenim de mâine. Neața YouTube, eu doar ce m-am trezit, am dat check-in-ul, azi este marți și va urma să mă duc la cardio de dimineață, jumătate de oră cu stomacul gol, dar mai întâi va trebui să-mi beau greens-ul și aminoacizii de aici, băutura de dimineață, după care plec frumos la cardio, pentru că am intrat în ritm din nou cu cardio, cu tot ce trebuie, trebuie să tragem tare acum pe ultima 100 de metri, hai sănătate! Mi-a rămas mai verde. Pe la gură. Mamă, dar nu mă puteți lua în serios când vorbesc cu asta verde pe la gură. Bă, fraților, eu sunt prea tru. E o vară frumos, fața mea de dimineață, de-abia trezit un pic, mă mai găsesc un pochem pe aici, mai beau un green să rămâne pe la gură. Nu stau ca Dorian Popa să mă aranjez frumos înainte de clip sau astea. Bă, eu vă arăt pe față cum e. Am băut greens, mi-au rămas pe la gură, asta este, se întâmplă că suntem oameni, nu suntem personaje pe YouTube aici roboți, nu? Dacă se întâmplă, se întâmplă. Am ieșit la cardio, duc și o să-mi iau frumos raza de soare de dimineață, mai las camera la încărcat și mă întorc în cel mai scurt timp. Adică în jumătate de oră, nu în cel mai scurt timp, că nu-l fentăm cardio-ul. Yo, și m-am întors de la cardio și va trebui să-mi fac prima masă a zilei. Eu sunt foarte grăbit, nu știu, nu grăbit, dar multitasking guy, gen, le fac pe toate și filmez, îmi fac și mâncare, vorbesc și cu voi, doar ce m-am întors la cardio de dimineață.
Băi, și mi-am dat seama de o chestie, mi-am dat seama că cât de important e, frate, să ieși dimineața afară și să ai ca prima parte din zi să vezi soarele, să fii singur cu gândurile tale, să-ți faci cardio de dimineață. Gen, e un lucru mega benefic pe care îl simți doar atunci când îl faci, nu știu, e ca multe alte chestii de-astea benefice. Știi cât te ajută, îți dai seama cât de important e doar în momentul în care le faci, știi? Gen, nu știu, să vă dau un exemplu, un duș rece, da? E greu să-l faci, e greu să te trezești dimineața din pat și să intri într-un duș rece. Bam, dar instant după ce l-ai făcut, îți dai seama că ești mult mai alert și îți dai seama cât de important e pentru tine. La asta mă refer. Mă refer că, băi, faci o chestie și îți dai seama cât de bună e și cât de benefică e. Chiar dacă e mai greu să o faci, poate, crede-mă că la finalul zilei se merită. Bun, asta am vrut să vă zic. Îmi gătesc acum, dimineața asta am optat pentru ovăz și am și îmi fac acum, îmi pregătesc o omletă. Am și 2 ouă întregi, nu doar albuș. Și la ovăz am și 20 de grame de nuci. Deci suntem ceva mai high fats astăzi. Ok, și cam ăsta e rezultatul final. Nu-i cea mai apetisantă masă, nu arată extrem de bine, n-am să vă mint. Dar ca să înțelegeți, eu privesc diferit lucrurile. Eu privesc masa asta ca pe pură energie pentru corpul meu și chiar dacă nu arată cel mai bine, eu nu o mănânc pentru gust sau pentru alte chestii, o mănânc ca să-mi oferi puterii să pot să duc ziua asta în continuare și să fiu cât de productiv pot eu și să scot maxim, pentru că asta îmi doresc, tot ce fac cu plăcere, mănânc masa asta cu plăcere și Doamne, sunt foarte mulțumitor pentru ea și că am cu ce face sportul ăsta care îmi place atât de mult. După care trebuie să fac o grămadă de treabă pe aici, prin bucătărie, prin casă, trebuie să editez vlogul, trebuie să fiu super, super productiv și tocmai de aia masa asta. Fuel pentru mine. Mănânc și revenim. Cele mai șmechere Road to Glory. În clipul ăsta am o super mega surpriză pentru voi, pentru voi care ați rămas până aici la clipul ăsta și pentru cei de pe Instagram, pentru că dacă mai fi urmărit pe Instagram, ai fi văzut dinainte această surpriză. Așa că nu uita să dai acolo un follow pe Insta, ai linkul în descriere, primul link. Care-i surpriza, Matei? Poate te întrebi. Bam, asta e surpriza! Am început prima colaborare, fraților, cu o firmă de suplimente, mai exact Prime Supplements. Și hai să vedem, să facem rapid un unboxing din ăla nebun, cum v-am obișnuit eu pe canal aici așa, să vedem ce am primit de la băieții de la Prime. Nu uitați de acum încolo, la orice comandă de pe Prime Supplements cu codul MATEI10, îl aveți aici și pe ecran, aveți 10% reducere. Adică dacă vreți să susțineți canalul ăsta și în același timp să aveți și un discount, nu să vă bucurați de ceva pentru că nu vreau să-l susțineți așa pe moca, pe să-mi dați bani pentru nimic, nu? N-are sens. Să primiți voi ceva în schimb, ăsta-i modalitatea. La orice comandă de pe Prime cu codul meu MATEI10 aveți 10% reducere, discount. Acum hai să facem unboxing-ul. Avem aici cutiuța, carambitul, după cum v-am obișnuit. Let's see, guys. Cam puțin așa din început, o comandă mai mititică, n-am prea mult să vă arăt. Avem, așa, începem cu cei mai mic la început. Avem un shaker frumos, știți deja că eu nu prea am shaker, ăsta vine numai bine. Trebuie tot cuțitul. Tot cu carambitul merge treaba. Ia uitați aici shakerul. Avem aici, ce sta, un tricou Prime Supplement frumos. Și acum avem suplimentele. Două suplimente și anume. Avem BCA, pentru că chiar n-aveam BCA. Ăsta intră super bine intra workout și în shake-uri greens de dimineață pe care îl fac cu aminoacizi. Care e rolul la BCA-ul ăsta? Mai ales dimineața e foarte bun, când te trezești după 8-9 ore de somn, te trezești în catabolism, trebuie să ieși la cardio dimineață pe stomacul gol, dar n-ai nimic în sistem, da? Și cum nu poți să mănânci, că da, n-ar mai fi cardio pe stomacul gol dacă ai mânca, iei frumos niște BCA, EAA, glutamină, chestii ca să bagi ceva în sistem, da? După aia pleci la cardio, îți dai frumos cardio și când te întorci, mănânci. Deci BCA-ul super important. Și piesa de rezistență, da? Piesa grea, avem aici Combat Pro-ul.
Băi, pre-workout-ul ăsta pe spate, când am citit ce conține, pare cel puțin genial, avem aici. Hai, vă citesc puțin, îl avem aici șupit Tata Chera, frumos, uitați-l. L-citrulină, 7000 de miligrame, da? L-citrulină, nu malat, nu prostii. Beta-alanină, 4000 de miligrame, L-arginină, 4000 de miligrame, GPLC, avem L-taurină, 1500 de miligrame, L-tirozină, L-teanină, numai chestii de calitate, deci ingrediente de calitate. Super, super curios să-l încerc și vă dați seama că astăzi se va încerca acest pre-workout. Deci Prime Supplements și nu o altă firmă de suplimente. Nu știu dacă știți sau nu, dar Prime Supplements e o firmă destul de nouă lansată pe piață. E concepută de Marius Chera, da, de un român care nu doar că e concepută de un român, dar e și concepută de un expert, probabil aș zice cel mai bun antrenor din România la momentul de față, cu foarte multă experiență. Deci da, fraților, cine a făcut firma asta are experiență în domeniu și știe ce vrea un sportiv adevărat și ce are nevoie. Da, partea mai proastă e că în România nu sunt promovați așa mult sportivii care chiar au informații de calitate, dar eu vreau să schimb chestia asta și tocmai de-aia am ales să lucrez cu cei mai buni, Prime Supplements. Vă mai zic o dată, Matei 10, mergem direct la antrenament, avem spate, trebuie să încerc nebunia asta să văd cum intră antrenamentul. Plecăm direct, nu mai stăm de vorbă. Bun, am ajuns la sală, ne bem pre-workout-ul, azi avem antrenament de spate. În primul exercițiu, pullover cu sfoara, foarte bun pentru activarea dorsalului. Mă mănâncă fața maxim de la pre-workout ăsta, mă mănâncă tot în mine. Băi, oameni buni, deci efectiv nu știu ce s-a întâmplat azi. M-am antrenat ca un diliman în condițiile în care eu sunt la 9 zile distanță de concurs și ar trebui să fiu mort. Deci i-am dat de am rupt aparatele. Nici mie nu-mi vine să cred. Deci nu mai voiam să plec acasă la modul ăsta. Și mă mănâncă toată fața, încă mă mănâncă fața de la beta-alanină. Cât am filmat, în rest i-am dat tare. Mamă, antrenamentul ăsta a mers așa bine, așa energie am avut la el. E demențial pre-workout-ul ăsta și nu-i că-i sponsorizare sau ceva, băi, m-o rupt. Acum partea bună ar fi să adorm și la noapte, că nu știu ce să zic despre asta. Cred că dau înainte de culcare 5 turi de teren, mă duc pe stadion și alerg înainte de culcare să mă obosesc, că încă am energie, aș mai dau un antrenament, dar încerc să mă abțin. Am făcut și abdomen, am făcut și ce nu se putea face, acum mă duc acasă să mănânc și eu masa. Da, oameni buni, și am ajuns acasă, deci nici nu m-am mai descălțat, m-am băgat direct în pat, de fapt mai întâi mi-am făcut vita încălțat, îs prea high, efectiv îs prea high, mi-am făcut vita frumos, încălțat, direct mănânc zang, am ajuns acasă, n-am mai stat să mă descalț, direct mi-am făcut vita, îmi curge din gură, efectiv îmi plouă în gură, vreau să mănânc mai rapid. Ce mâncăm? Vită. Cum v-am zis, vită și cartofi. Vită la masa 1, vită la masa 2, vită la masa 3, vită la masa 4, dar nu mă plâng. Doamne, ajută la cât mai multă vită. Mănânc acum, revenim de la masa următoare, vă arăt ce mănânc. Spoiler alert, mănânc vită. Bun, și ca să încheiem vlogul ăsta în aceeași notă pozitivă și super energică, haideți să vă arăt și penultima mea masă, care ghiciți ce e?
Evita, bă, da, ați avut dreptate. Avem aici frumos 150 de grame de vită, cartofei și vis-a-vis am un bol cu verdeață din asta ca să mai rog și eu la niște frunze din astea să mai treacă foamea, fraților. 50 de grame de frunze de astea us un bol întreg, practic. Înainte să închei vlogul, vreau să vă mulțumesc dacă ați rămas până aici, dacă v-ați uitat la tot acest clip, vă mulțumesc. Nu uitați să dați un subscribe, orice share mă ajută, orice subscribe, să clădim o comunitate cât mai mare. Arătați clipul ăsta la bunicii voștri, la prietenii voștri, la verișorii voștri, să ne strângem cât mai mulți pe canal. Am văzut că în ultimul timp au crescut ceva numărul abonaților, hai să-l creștem și mai mult, zic, hai să ajungem la cât mai mulți. Să atingem și noi 1000 aia de abonați într-un final, nu? Mulțumesc încă o dată că v-ați uitat. Noi ne vedem la clipul viitor. Vă las aici alte 4 clipuri pe care le puteți viziona. Pa, pa!